Fată frumoasă cu un costum și bănoasă. Și bănoasă, asta e bun. O fată frumoasă și bănoasă. Pentru ce ai mai venit la Moldova, are talent. Dacă ești frumoasă și bani ai. Vreau să-mi arăt talentul. Eu cred în mine și știu că sunt talentat. 500.000 de lei, este bine? Da. Toți în bănuți ți-i dăm. Vrei, în bănuț de 50 o să ai 100.000 de costumi. O parte din talentul deja l-ai arătat, altă parte te invităm în scenă să-l demonstrezi. Bună! Bună! Deja m-ai cucerit. Pe jumătate. Sau o pătrime. Cum te numești? Cristina. Ca să înțeleg că ai venit să ne prezinți ceva. Da. Ce anume? Un dans. Un dans? Probabil unul popular, nu. Tradițional, nu? Dar ce fel de dans? Dans din buric. Dans din buric? Belly dance? Așa se spune. Bun, cum crezi? Vei dansa bine? Da. Ai șanse? Am șanse. Să ajungi în semifinale? Da. În finală? Da. Și până la urmă să iei premiul cel mare? Am șanse. Eu cred în mine. Hai, Cristina, să te vadă o republică întreagă. Succes! Cristina, ce pot să-ți spun? Pot să spun doar atât. Din păcate, așteptările noastre au fost mai mari. Ai uitat buricul acasă. Și toate bune. Ne vedem altă dată. Succes! La revedere! Este om în vârstă, dar nu este... Nu apreciez ceea ce a spus acum. Dar ce a spus? Pentru că a spus că a pierdut buricul acasă. Nu este corect.